ziua, scumpi și dragi copii! Bine v-am regăsit și astăzi în cadrul serviciului Portița spre Poveste. Astăzi vom lectura o nouă poveste frumoasă și interesantă, care se numește, cum credeți voi, 101 Dalmatieni, din colecția Disney. Să începem, dragii mei! Bună! Eu sunt Pongo, un dalmațian, iar tinerelul acesta e cel mai bun prieten al meu cu Roger. Redcliffe. Până nu de mult eram burlaci și Roger compunea toată ziua cântece de dragoste, deși habar n-avea ce înseamnă să iubești. Viața noastră de burlaci era totuși grozav de plictisitoare. Așa că m-am hotărât să-i găsesc lui Roger o pereche potrivită. Și într-o zi am văzut-o. Spre parc se îndrepta o dalmațiană nespus de frumoasă, însoțită de stăpâna ei. L-am scos iute pe Roger din casă și l-am purtat disperat pe alei până ce le-am zărit pe malul lacului. Am trecut prin fața lor cu un aer cât se poate de distins. Roger, firește, nu pricepea nimic. Domnișoara a ridicat o clipă ochii spre el, iar superba dalmațiană mi-a aruncat o privire în care am citit un oarecare interes. Acum era momentul. Trebuia să le atrag cumva atenția, așa că i-am sărit în spatele lui Roger și am luat pălăria. Potolește-te, Pongo, mi-a strigat ca orice om care nu pricepe o babă în viață. Nu m-am potolit, ba din potrivă. Am alergat spre tânări și am oferit cu cele mai alese maniere pălăria. Nu mai era nimic de făcut decât să-și vorbească și chiar și-au vorbit, a exclamat ea. Iertați-mă, am un câine cam nătărău, a spus el. Dintr-un motiv care îmi scapă, domnișoara s-a ridicat și a plecat. Dar privirea galeșa a tinerei dalmațieni îmi dăduse mari speranțe. Trebuia cu orice preț să-i fac pe cei doi să intre în vorbă cu adevărat. L-am tras pe Roger după mine până le-am ajuns din urmă și am început să sar ca un apucat în jurul lui și al tinerii, încolăcindu-le în cele din urmă picioarele cu lesa. Poate că am exagerat un pic, căci au pierdut echilibru și au căzut amândoi în lac. Vă rog să mă iertați, domnișoară. Anita, eu sunt Roger. Aveți dreptate. Posibil că forțasem un pic lucrurile, dar bine a făcut. Roger și Anita s-au îndrăgostit nebunește și doar după câteva săptămâni au fost oficiate două cununii. Roger s-a însurat cu Anita, iar eu cu Perghita, aleasa inimii mele, două căsătorii odată. Totul prevestea că aveam să trăim fericiți până la adânci bătrâneți. Vreme de 6 luni am locuit lângă parc, într-o căsuță modestă, numai bună pentru niște tineri căsătoriți. Au fost luni de fericire nebună. Eu nu umblam ca năuc, dar era minunat. Perdi, te simți bine? Firește, Pongo, și nu-ți mai face griji. La urma urmei cățelele fată de lumea și pământul. Urma să fiu tată și vă puteți imagina ce griji îmi făceam. Și ce credeți că s-a întâmplat mai departe, dragii mei copii? Vă invit vă intrig să lecturați cu cea mai mare dorință această poveste și să vă spun în continuare deja ce s-a întâmplat. Ia nu uitați-vă ce familie fericită avem noi aici. Foarte, foarte mulți cățeluși albi și cu multe pete. Deci, cum se cheamă? Dalmațieni. Dragii noștri, sunteți aici tot 15? Mult mai mulți, răspunse Roger. 99. Câți? Se miră Perghita. Ce voiau să vă facă? Cruela voia să facă haine de blană din noi, zise Peticel. Ne întoarcem imediat acasă la Londra, hotărâ Pongo. Îi luăm pe toți cu noi. Da, da, fugiți! Nu-i timp de pierdut, interveni colonelul. Îi reținem pe bandiți. În clipa în care aceștia intrau în graj, printr-o spărtură de perete ieșea ultimul cățel. Aș fi putut jura că erau aici, spuse înfuriat Horace. Dacă dăm foc la paie, vor ieși ca țistarii din vizuină, zise Jesper și aprinse un chibrit. Atenție, capitane, șopti tips la urechea calului.
Unul dintre inamici se apropie de locul de țintă. Fii gata, foc! În aceeași clipă, capitanul îl pocni pe Jesper cu copitele din spate drept în front. Acesta făcu un salt spectaculos prin aer și intră cu capul în peretele grajdului. Țintă doborâtă! Strigă Tibbs. Acum fii atent, iar foc! Ores, care oricum nu înțelesese cine-i pocnise fratele, se trezi și el în aer și ateriză năucit alături. Dar, îndată ce-și reveniră, cei doi văzură urmele lăsate de cățeluși. Aha, exclamă Jesper, încolo au luat-o după ei. Micii dalmații, în frunte cu Perghita, alergau cât îi țineau puterile prin zăpadă și viscul. Erau înghețați și obosiți. Le era foame, dar înfruntau vitejește nămeții. Din urmă îi ajunse Colie, câinele de la ferma prin apropierea căreia tocmai treceau. Veniți după mine, m-a anunțat colonelul și v-am găsit un adăpost pentru noaptea asta. Șirul de dalmațieni se întoarse împotriva viscolului și porni pe urmele noului lor prieten. În staul era cald și bine. Cele patru vaci îi primiră cu mare bucurie. Copii, n-ați vrea lăpte cald și proaspăt? Mugiră vesel vacile, poftiți la masă! Cățelul și chiuiră de bucurie și se bolucire în căuri ungerele pline de lapte. Iar Colie aduse ceva de alegurii și pentru părinți. Apoi, cu burticile pline, adormiră cu toții sub suflarea caldă a vacilor. Pentru ce peisaj frumos a venit. În zori porniră iar la drum. În satul vecin îi aștepta un labrador, al cărui stăpân era măcelar. Dar nici Curiela, nici Jesper și nici Horas nu stăteau cu mâinile în sân. Îi căutau peste tot pe fucare. Uite urmele, duc spre sat, zbieră Curiela când se întâlni cu camineta celor doi la o răscruce. Voi luați-o pe drumul ăla, eu voi merge pe șosea. Și vai și amar de capul vostru idioților dacă nu mi-i găsiți. Și porni nebunește cu mașina, stărni în ori de zăpadă. Jesper și Horas crășniră din dinți. Dar prea le era frică de Curiela pentru a ieși din cuvânt. Labradorul îi întâlnă pe fugari la marginea satului. Repede, Pongo! V-am găsit o mașină să vă duc acasă la Londra. Nu putem ajunge la camion decât dacă ne deghizăm, zise Pongo în șoapte. Ne vom tăvăli în funicine și o să devenim toți negri, ca niște labradori. Iar Curiela caută dalmații, nu-i așa? Și uite așa, chiar pe sub nasul răufăcătorilor, treceau grupuri mici de căței negri care se duceau la camionul de mobilă ce urma să plece la Londra. Curiela însă nu se lăsă păcălită, îi se păreau cam suspecte șerurile astea de labradori mici și negri care treceau pe sub streșnile din care picura zăpada topită pe blănița lor neagră și urca un camion. Aha! Început cea mai nebunească urmărire pe care vă puteți imagina. Mașina roșie a Cruelei de Will clatsuna într-una și gonea din urma camionului de mobilă. Șoferul acestuia, un om de treabă, care habar n-avea că printre mobilele lui se plictiseră 101 dalmațieni deghizați în labradori, nu pricepea nici în ruptul capului de ce femeia aia cu învățișare atât de sinistră gonea după el și claxona ca o apucată. Cruela încercă pe serpentine să tamponeze camionul și să-l împingă în prapastie. Căței priveau îngroziți cum de ei se apropia în viteză o creatură oribilă, cu ochii holbați de furie, gura schimonosită și creștetul pleșub, de pe care zburase peruca. În apropierea unui pod, Cruela izbi cu putere camionul. Acesta derapă, dar izbuti să redreseze și strecu podul. În schimb, mașina Curielei o luă în jos pe panta abruptă, scrâșnind de-o frâne și claxonând fără noimă. Pe drumul de sub pod, tocmai se apropia vertiginos camioneta condusă de Jesper și zbang, cele două mașini se ciocniră violent și se făcură zon. Idioților, proștilor, dobitocilor, speră Cruel. Ia mai tacă-ți, Leanca, spuse Jesper cu dezgust. Acasă, Roger, Anita și nenii se pregăteau să sărbătorească cel mai trist Crăciun din viața lor. Nu pot înțelege de ce au plecat Pongo și Perghita, oftă Roger.
În aceeași clipă în casă le duc buzna un labrador negru ca tăcinele și se repezi lătrâna Anita. Ajută-o, Roger, strigă Anita, dar imediat izbucni în râs. Nu-i un labrador, e perdita, e neagră toată. Draga mea, te-ai întors. Unde-i Pongo? Unde-s copiii? Neni nu-și mai încăpea în bile de bucurie văzându-i pe cei mici. Toată casa era plină de cățeluși zburdalnici. Începură să-i numere 1, 2, 3, 99 de cățeluși și cu părinții 101. De unde au răsărit? Se mirea Anita. Ce facem cu atâția? Îi păstrăm pe toți. Nici vorbă, zâmbie Roger, ce pe ei erau. Pongo și Perdita erau în culmea fericirii, mai ales că știau ce păsise Cruella, fiind aproape sigur că de acum încolo nu va mai îndrăzni să se apropie de familia lor. Roger și Anita se hotărâre să cumpere o căsuță la țară și să se mute acolo împreună cu Neni și cu cei 101 dalmați ei. Acum aveau mai mulți bani decât visaseră vreodată, căci ultimul cântec compus de Roger Redcliffe, Cruella de Wil, devenise un șlagăr internațional. Vă mulțumim, dragii mei, pentru atenție și vă aștept.